Specialiștii din domeniul protecției patrimoniului cultural cer retragerea imediată a proiectului de modificare a legii 422, aflat în consultare publică, deoarece este în dezacord cu tezele patrimoniului, aprobată prin hotărârea Guvernului 905 din 2016. Cererea este formulată printr-o scrisoare deschisă adresată Ministerului Culturii de toți foștii membri ai Comisiei pentru elaborarea codului patrimoniului, întrunită prin Ordinul Ministrului Culturii în 2016. Scrisoarea este o formă de protest cu privire la ultimile inițiative legislative care afectează patrimoniul cultural național. Ne exprimăm profunda indignare legată de blocarea din motive necunoscute a continuării elaborării și finalizării codului patrimoniului, pe care îl considerăm un demers de importanță capitală în domeniu. Practic, de la o echipă pluridisciplinară de 22 de specialiști, urmată de varianta restrânsă de 7, care a elaborat tezele patrimoniului aprobate prin hotărârea de guvern 905 din 2016, proiectul a fost blocat ca urmare a schimbării guvernării și a strategiei de guvernare. La insistențele opiniei publice și ale Comisiei UNESCO din cadrul Senatului României, Ministerul Culturii s-a văzut nevoit a relua acest proiect, dar într-o formulă defectuoasă, adică cu angajări temporare de expert și în gestiunea unor persoane care s-au opus reformării. Drept dovadă, deși eram asigurat că se lucrează în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene, supus unor termene, s-au împlinit deja 5 ani fără ca Ministerul Culturii să fi lansat în dezbatere publică proiectul de cod al patrimoniului. Din sursele existente, mai ales în ceea ce privește capitolul destinat patrimoniului arheologic, intențiile proiectului sunt cel puțin alarmante și a trezit mii dezbateri printre specialiști. Probabil că aceste atitudini au descurajat continuarea demersurilor privind lansarea în dezbatere publică a proiectului codului patrimoniului. Specialiștii atrag atenția conducerii Ministerului că patrimoniul cultural este un complex de expresii format atât din elemente majore, cât și din acele elemente minore, care, constituind contextul celor majore, generează valoare culturală prin asocierea lor. Ocrotirea zonelor de protecție ale monumentelor istorice este la fel de importantă ca cea a protejării monumentului în sine. Aceasta, mai ales în contextul actual, când la nivelul întregii țări sunt foarte multe imobile omise de la clasare, dar care întrunesc condițiile de clasare în patrimoniul cultural național. Singura lor formă de protecție se datorează tocmai aflării lor în interiorul unor ansambluri istorice sau zone de protecție a monumentelor istorice. În fond, ele constituie acea ramă în jurul unui tablou, completându-i valoarea. Că deși au fost publicate doar tezele prealabile, comisia din care am făcut parte a dus proiectul de cod al patrimoniului într-un stadiu avansat, astfel încât nu ne putem explica motivul pentru care din anul 2018 și până în prezent, România nu dispune de o legislație în domeniul patrimoniului coerentă, unitară, închegată într-un cort. Scrisoarea de protest a fost înaintată deja la Ministerul Culturii, este în același timp o poziție publică a jumătate din comisiei care au semnat. Specialiștii mai susțin că, pornind de la principiul protejarea patrimoniului cultural are ca scop păstrarea și transmiterea resursei culturale către generațiile viitoare, în forma sa autentică și nealterată, se solicită retragerea inițiativelor ce vizează avizarea desființării de monumente istorice și ale celor care relaxează procedurile de avizare pentru imobilele aflate în zone de protecție. De asemenea, se solicită deblocarea de urgență a activității de elaborare și aprobare a codului patrimoniului. Doi bărbați cu vârste de 19 și 22 de ani din Dumbrava Roșie au fost reținuți pentru 24 de ore sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trafic de minori, viol și amenințare. Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț împreună cu procurorii DIICOT au efectuat 4 percheziții pe linia combaterii traficului de persoane și minori. Polițiștii s-au autosesizat cu privire la faptul că în Dumbrava Roșie, din județul Neamț, ar acționa mai multe persoane implicate în recrutarea unei minore, în scopul exploatării sexuale a acesteia, prin metoda Loverboy, iar ulterior prin folosirea de constrângeri și amenințări cu denunțarea unor fapte de natură penală. În urma percheziților au fost descoperite și ridicate în vederea cercetărilor 3 telefoane mobile, un hard și înscrisuri cu valoare probatorie. Au fost puse în executare 4 mandate de aducere, în baza probatorului administrat, față de 2 bărbați cu vârste de 19 și 22 de ani, procurorul a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunii
infracțiunilor de trafic de minori, viol și amenințare. În cursul aceleiași zile, față de aceștia, au fost emise mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile. Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. În activități au fost angrenați și jandarmii din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Neamț. Municipiul Piatra Neamț va avea o zonă de agrement tip Aventură Park în strandul Tineretului. Săptămâna aceasta a fost semnat contractul cu firma care urmează să execute construcția, urmând ca în cel mai scurt timp să fie dat și ordinul de începere a lucrărilor. Parcul va fi compus din două trasee de aventură, două trasee de tiroliană, o zonă de slackline, două zone de leagăne și o zonă de cățărat pentru copii cu vârsta de maximum 6 ani. Primul traseu de aventură dedicat copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani va avea 7 segmente distinctive, respectiv punți suspendate realizate din materiale diverse și lungimi de la 7 la 17 metri și un pod tibetan cu lungimea de 13,6 metri. Cel de-al doilea traseu de aventură este dedicat copiilor cu vârste de peste 6 ani și va fi format din 9 segmente distinctive, pasaje de cățărare, punți suspendate, segmente de parcurs acrobatic. Pe lângă aceste trasee, parcul va mai cuprinde un troson de slackline de 13,5 metri, o zonă cu mai multe tiroliane scurte, două zone cu diferite tipuri de leagăne și o zonă de cățărare pentru copiii de 3-6 ani. Toate elementele vor fi realizate conform standardelor internaționale de siguranță. Așa cum am promis, dezvoltăm o infrastructură de agrement din Piatra Neamț pentru a oferi modalități cât mai diverse pentru petrecerea timpului liber pentru pietreni și turiști. Am început cu noul loc de joacă, urmează Aventura Park și vom continua procesul de modernizare și reamenajare strandului, astfel încât acestea să devină un spațiu tot mai atractiv, sigur și civilizat. Terenul pe care va fi amenajată zona de agrement are o suprafață de 2100 de metri pătrați, este proprietatea municipiului Piatra Neamț și este liber în prezent de construcții, fiind acoperit în cea mai mare parte de arbori și vegetație spontană. Termenul de realizare a construcției este de 30 de zile de la ordinul de începere a lucrărilor. Astfel, parcul de aventură va putea fi dat în folosință la începutul lunii octombrie. Ioan Popa, în vârstă de 68 de ani, este căutat de familie după ce nu s-a mai întors acasă. Joi, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Dulcești au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 63 de ani cu privire la faptul că soțul său a părăsit pe data de 16 august în mod voluntar domiciliul din localitatea Trifești, cu intenția de a se deplasa cu bicicleta spre un alt imobil pe care îl deține în municipiul Roman, fără a mai reveni la domiciliu până în prezent. Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea persoanei căutate este rugată să apeleze serviciul unic 112 ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție. Bărbatul are 1,9 metri înălțime, greutate 70 de kilograme, ochi căprui, păr grizonat, tun scurt, cu dentiție incompletă. Bărbatul nu prezintă semne particulare. La momentul dispariției, acesta era îmbrăcat cu o cămașă de culoare crem, pantalon tip blugi de culoare neagră, fiind încălțat cu pantofi tip sport de culoare albastră cu alb. Pe cap purta o șapcă din material textil de culoare neagră. Polițiștii au efectuat deja verificări pe raza localității Trifești și în municipiul Roman, în vederea depistării acestuia, dar fără rezultat.